Iubiți oamenii lui Dumnezeu, sunt pastorul Andrei Bălulescu și vă invit să ascultați acest ciclu de studii din Cartea Galateni, susținut în Biserica Română Pentecostală din Kitchener. În acest studiu vom învăța despre lucrarea mântuitoare a jertfei Domnului Isus Hristos, vom învăța despre legământul făcut cu Avram și seminței lui, care precede Legea dată la Sinai, vom învăța scopul legii mozaice pentru omul nemântuit, vom învăța despre puterea Duhului Sfânt în viața credinciosului și a acelui care este născut din nou plin de puterea Duhului Sfânt și diferența dintre libertate în Hristos și libertinism. Vă invităm cu respect să ascultați cuvântul Domnului. Doamne, du-ne cât mai curând în locul acela așteptat de noi, loc despre care am cântat, am predicat, am vorbit, pentru care ne-am rugat, loc despre care am recitat poezii, loc care este așteptat de inima noastră, Doamne, vină cât mai curând. A nevoiți-vă să grăbiți venirea zilei Domnului, cum zicea Apostolul Petru. Dragii mei, nu știu dacă vi s-a întâmplat, dar desigur cred că vi s-a întâmplat fiecăruia dintre dumneavoastră. La un moment dat, ca și familie, poate ați discutat despre a cumpăra ceva. V-ați discutat ceva ce costa un pic mai mult. Ați făcut socotele împreună ca familie, v-ați rânduit bugetul și ați stabilit că mergeți să cumpărați acel lucru, fie el mic, fie el mare, fie digital, fie mobilă, ce vreți dumneavoastră. De obicei se întâmplă că în momentul când l-ai cumpărat, când ai dat suma de bani necesară și când ai ieșit afară din magazin până la mașină, te iau remușcările. Oare chiar a fost bine că am făcut? Oare a fost bine că am dat banii? În psihologie se numește buyer's remorse, părere de rău a cumpărătorului. Și începi să-ți faci procese de conștiință. Mă mai iartă Dumnezeu, mai merg în rai, doar ce... Nu ai făcut eu cu nimica, dar în mintea ta te întreb, oare investiția asta chiar a fost bună, am dat atâția bani, vai, după ce trec câteva zile, uita că ai dat banii și te bucuri de obiectul care l-ai. Dar se întâmplă că această remușcare poate să apară. Problema este că odată cumpărat, e cumpărat. Banii s-au dus, obiectul este în mașina ta, Acum, după legile canadiene, mai e, ha mai e harul să duci înapoi dacă vrei și faci un return. Dar încolo, odată cumpărat, e cumpărat în timpul pandemiei, când încă era aceea mare febră a caselor și au urcat prețurile foarte mult. Au fost oameni care, un pic premergător, au semnat cu câte un builder, s-a plătit deja ca să se construiască casa, fiind întârziați cu pandemia, nu s-a mai construit și deodată prețurile au urcat foarte mult. Bilderii care au semnat contracte cu oameni care au plătit, unii chiar cu bani jos, lotul pe care vrea să construiască casa, acum priveau la oportunitate care au pierdut din plin. Dacă mai stăteau câteva luni și nu vindeau, vindeau cu un preț mult mai mare. Problema este că odată semnat, îi semnat. Nu se mai dă înapoi. Contractul rămâne în picioare. Când vorbim despre contractele noastre în termeni umani, respectăm legile care le guvernează și realizăm că ele nu se pot schimba doar că nouă nu ne mai plac termenii, nouă nu ne mai place ce s-a întâmplat, ci acele contracte rămân în picioare. În terminologia biblică, dragii mei, există un cuvânt care apare de mai multe ori pe paginile Sfintelor Scripturi. Un cuvânt care comportă o greutate mult mai adâncă decât cuvântul contract anume cuvântul legământ. Și găsim în Sfânta Scriptură, încă din Geneza până în Apocalipsa, pe întreaga desfășurare a planului mântuirii în Sfintele Scripturi, ideea de legământ. Legământul există un angajament de relație între Dumnezeu și om, care poate fi condiționat sau necondiționat. Exemplu de legământ necondiționat era legământul dintre Dumnezeu și Avram. Pe tine am să te fac un iam foarte mare și toate semințiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Un legământ, un angajament, o promisiune făcută de Dumnezeu care nu avea condiție. Un alt legământ necondiționat îl găsim în Geneza, în capitolul 9 și 10. Când Noie iese afară din Corabia apare curcubeul, Dumnezeu se angajează, niciodată nu voi mai nenoroci pământul prin ape. Și vreau să vă întreb, s-a ținut Dumnezeu de cuvânt? De-a lungul istoriei umane de la potop până în ziua de azi, au mai fost inundații aici colo, dar un potop cataclismic să omoare orice suflare n-a mai fost. Și Apostolul Petru reia această idee în 2 Petru capitolul 3 când spune Lumea de atunci a fost distrusă prin ape, dar lumea de acum este păstrată nu pentru ape, ci pentru focul care va să vie. Pentru că Dumnezeu, în angajamentul făcut prin legământ, că nu va mai distruge lumea, Dumnezeu se ține de cuvânt lăudat să fie În contextul unui legământ condițional, vedem legământul mozaic de la muntele Sinai, în care Dumnezeu Dumnezeu cu poporul Israel discută, intră într-un legământ de relații, ca ei să fie poporul Său, iar El să le fie Dumnezeu, și stipulează câteva, dacă vreți, legi sau câțiva parametri, prin care legământul poate rămâne în picioare și nu se va rupe. Și aici apare legea mozaică. Dacă veți împlini veți rămâne în binecuvântarea legământului. Și dacă nu veți împlini, legământul va fi atunci întrerupt. Drept urmare, în momentul când Israelul și-a pângărit legământul prin idolatrie și multe alte fapte urâte, Dumnezeu a îngăduit să se nimicească și templul, să fie contropită țara și să dispară Israelul ca și stat, pentru o perioadă după care iară s-a reînființat și din nou undeva prin anii 70 Israelul a dispărut de pe harta lumii până în 1948. Dumnezeu a făcut un legământ condiționat. E bine, dragii mei, când ne întoarcem acum la studiul nostru în Carte Galateni, un studiu complex, nu este o predică devoțională, o predică de inimă cu minun, cu haleluia și cu multe altele, dar un cuvânt absolut necesar pentru fundația noastră vis a -vis de învățătura despre mântuire. Dacă înțelegem corect Cartea Romani, Cartea Galateni, vreau să vă spun că avem o bază de ajuns de tare să rămânem în picioare indiferent de valurile care vor veni cu privire la înțelegerea mântuirii noastre. Cele mai dese întrebări întâlnite în cadrul consilierei sunt oare mă mai iartă Dumnezeu? Oare sunt mântuit? Oare voi ajunge în Rai? Și acestea izvorăsc dintr-o lipsă de înțelegere corectă a planului mântuirii, așa cum îl prezintă Sfânta Scriptură, în tot calitatea lui și în lucrarea mântuitoare a Domnului Isus Hristos. Spuneam de la începutul acestui studiu că vedem o reînnoită luptă a legalismului, adică concept prin care ni se spune a murit Hristos pentru noi, îi bine, dar dacă nu facem și noi anumite fapte, nu putem ajunge în rai. Noi oricum avem o predispoziție către legalism. Fiind și pe o linie mai conservatoare, suntem într-un risc mult mai mare și va trebui să înțelegem corect de ce facem sau nu facem anumite lucruri și care este garanția și baza mântuirii noastre. Intrăm în al treilea argument, care Apostolul Pavel îl dă vis-a-vis de Har lui Dumnezeu este platforma mântuirii noastre. Vă spuneam deja de când am început capitolul 3 în studiu, că versetul care ancorează întreg studiul acesta, capitolul 3 și 4, este ultimul din, din capitolul 2, versetul 21. Nu vreau să fac zadarnic Harului lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Adică Apostolul Pavel remarcă, dacă vreți să insinuați că vă puteți face plăcuți, curați în ochii Domnului prin anumite fapte, v-ați despărțit în totalitate de Hristos. Aceea calitate de a fi numiți plăcuți Domnului și copii ai Lui Dumnezeu derivă numai și exclusiv din lucrarea mântuitoare a Domnului Isus Hristos. Fapt pentru care noi spunem, lăudați să fie Domnul! presiunea de pe mine ca eu să performez spiritual în de ajuns de bine ca să pot, dacă s-ar putea să ajung la mântuire, a dispărut. Eu am garanția mântuirii dată prin Cel care a murit pentru mine și Cel care nu doar mi-a spălat păcatele, ci mă schimbă din slavă în slavă prin lucrarea Duhului Sfânt, zi de zi, făcându-mă să cresc tot mai mult spre mântuire, fapt pentru care eu spun încă o dată, lăudat să fie Domnul. Apostolul Pavel începe prin așa argumenta, revin încă o dată pe scurt, apostolia prezintă lupta care se dă în Galatia prin iudaizatori, ca mai apoi să prezinte câteva argumente să spună că Evanghelia care o predică, el este exact la fel ca ceea care și ceilalți apostoli o predică. După care ne arată un exemplu, o luptă, chiar din viața apostolului Petru, în care... El face o greșeală, arătând că și Sfinții pot să greșească. Chiar și în starea aceasta de mântuire în care noi am intrat, încă nu că mai putem, încă vom mai greși până va veni Domnul. Aici apare harul care întotdeauna ne poartă în carul de biruință. Și aici vreau să fiți foarte atenți. Am auzit sintagma chiar de la amvon vorbită de unii predicatori și predicatori buni, cu sinceritate, care spuneau, fă cât poți tu și când nu mai poți tu, lasă că va compensa Domnul Isus pentru tine. Și noi zicem, slavă Domnului, aleluia! Adică jumate de drum de mântuire mi-l fac eu. Și când mă împotmolesc tare nisip, să apară Hristos să mă scoată El din împotmolire. Ori m-a mântuit Hristos, ori nu m-a mântuit Hristos. Dragii mei, de la început până la final, lucrarea mântuirii începe cu el și se încheie cu el. Noi suntem mântuiți prin jerfa mântuitoare a Domnului Hristos, punct și nimic altceva. Tot ce fac eu, de fapt, izvorăște din lucrarea aceasta. Și aici reversează conceptul înțelegerii mele că performanța mea spirituală nu este casă, ci a izvorăște din motivarea mântuirii lucrată de Hristos în viața mea, prin harul său, prin puterea Duhului Sfânt. Așadar, dragii mei, când este vorba de această lucrare, ne izbim de anumite concepte care și noi, la ora actuală, încă suferim de ele. Uh, urmărisem cu drag și cu atenție o intervenție foarte scurtă a fratelui păstor Nelubrie la promoția și absolvirea promoției finale din anul 2024 a studenților de la Institutul Teologic Pentecostal. Acum, recent, câteva zile în urmă la Biserica Elim de la Timișoara, au fost prezenți pentru acea festivitate. Trimisesem acest scurt clip și predicatorul din biserică să luăm aminte la trei lucruri și trei semnale de alarmă care dumnealui le trăgea. Primul și unul foarte Important, care aș vrea să-l amintești în această seară, era că suntem într-un risc să punem tradiția deasupra Bibliei. Și noi, care suntem pentecostali, avem multe încredințări, multe tradiții, multe experiențe care nouă ne plac și ne place să-l ridicăm la rang de scriptură, ba chiar deasupra Scripturii. Noi de aceea când venim să predicăm Cuvântul lui Dumnezeu, niciodată nu vă spunem, așa este că eu odată în România așa am pățit. Noi vă spunem, așa este, că așa scrie în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, citat cu punct cu virgulă din Sfânta Scriptură. Și apoi acele experiențe pot doar ilustra realitățile scripturale, pentru că al Domnului Cuvânt este real și așa este. Și ce este se împlinește în viața noastră. De aceea, niciodată nu punem experiența mai presus de Scriptură. Riscul, în schimb, este că, la ora actuală, din prisma experiențelor trăite, noi facem o cultură a noastră teologică neinformată de Sfânta Scriptură, prin care sau ne băgăm, sau ne scoatem unii pe alții din rai. De aceea, învățătura cuprinsă în aceste capitole mici, dar profunde din cartea Galateni, sunt extraordinar de importante. Ținem cont! Pavel a argumentat din lege mai devreme șase citate prin care arată că legea nu poate îndreptăți pe absolut nimeni versetele primergătoare și ultimele două mesaje, am explicat exact aceasta. Acum ar apărea o întrebare. Bine, dacă legea nu ajută la mântuire, atunci argumentele tale scoase tocmai din lege devin nule. Și atunci ce vrei să spui, Pavele? Aici apare nevoia de un alt argument, anume argumentul logic. Dacă Apostolul Pavel a explicat la început prin experiență, ați fost botezați cu Duhul Sfânt? Și Galateni a spus, Aleluia, așa este. Între voi se manifestă lucrarea Duhului Sfânt? Aleluia, așa este. Atunci vă întreb, lucrează Domnul că sunteți voi buni? Noi nu putem spune asta. Îi bun Dumnezeu, de aceea lucrează Domnul. Și atunci Pavel spune, observați că justificarea, îndreptățirea, acest har vine prin jertfa lui Iisus Hristos. 2. Zice Apostolul Pavel, nu doar experiența contează că revine experiența, se supune în Scripturii, însă Scriptura demonstrează că nimeni nu va fi socotit neprihănit, curat, drept în ochii lui Dumnezeu prin faptele legii. Vino la biserică toată viața ta, dă bani la săraci, supune-te fi cel mai ascet om din adunare, fă plecăciuni în fiecare zi și în fiecare noapte și nu vei ajunge în rai, pentru că aceste lucruri nu mântuie, ele sunt doar reflexia mântuirii din viața celui care a fost mântuit. De aceea, dragii mei, mântuirea vine prin baza jerfei Domnului Hristos, care pe mine, schimbându-mă, mă lipește de cer și mă face una cu Hristos în trăirea practică în fiecare zi. Și atunci Apostolul Pavel spune: Vă mai dau un argument ca să vă convinc că așa este. Anume, luăm argumentul logic și privim și logic la ceea ce face Dumnezeu. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu este foarte bine definită, foarte calculată și extrem de logică. Chiar dacă uneori noi nu înțelegem anumite lucruri care le face Dumnezeu, lucrarea Domnului întotdeauna comportă o logică splendidă și extraordinară. Și Pavel spune, putem să observăm și un argument logic vis-a-vis -vis de aceste explicații. Acest argument ar putea cel mai bine fi încapsulat în sintagma bun, dacă legea nu mântuie. Dacă legea nu ținem ca să fim mântuiți, de ce o mai dat Dumnezeu legea? Ce rost mai are Sinaiu și ce rost mai are tot Vechiul Testament? Hai atunci să luăm numai Noul Testament, dezlipim Biblia în două și mergem mai departe cu Hristos. Nu-i bine așa? Și vă spune, nu e asta ideea. Nu e asta de fapt învățătura. Și va trebui să înțelegem că în totalitate Scriptura este necesară pentru instruirea noastră, dar ca să nu ne încurcăm Va trebui să înțelegem de fapt atunci de ce a dat Dumnezeu legea. Și următoarele trei mesaje care le vom studia împreună au menirea să răspundă la această întrebare. În această seară, prima parte din aceste trei mesaje va fi irevocabilitatea legământului avramic. Adică legământul făcut cu Avram nu poate fi revocat, anulat, nu poate fi scos din context, nu poate fi eliminat. El rămâne în picioare. Ca să putem să înțelegem mai bine aceste scurte versete citite în această seară, dați mi voie câteva definiții pe scurt ca să înțelegem despre ce vorbim. Apare cuvântul testament în versetele citite. Dumnezeu a întărit un testament, ca și oamenii care au un testament. Ce vrea să spună cuvântul acesta? Un termen tehnic, în drept, pentru ultima voință și testament, în perioada elenă, testatorul avea putere de pline, iar ordinele sale erau obligatorii. Un om care vrea să își pregătească finalul vieții, el scria un testament, instrucțiuni pentru tot ce avea să fie după plecarea lui și acestea rămâneau în picioare, nu puteau fi modificate. Limbajul juridic folosit de Apostolul Pavel denotă faptul că el face o paralelă între testamentele oamenilor în aspectul juridic și o paralelă cu lucrarea lui Dumnezeu. Ideea nu este că Testamentul lui Dumnezeu este ca un testament uman, ci pur și simplu, prin aceeași ilustrație, învățăm ideea de inviolabilitate. Adică, un testament nu poate fi încălcat, legal ai voie. Dacă ai făcut un contract și nu-l poți desface, similar acest legământ, acest testament, nu poate fi desfăcut. Apoi veți găsi în textul nostru cuvântul întărit desființat sau mai devreme întărit. Aceste cuvinte sunt, de fapt, din aceeași rădăcină. Și cuvintele acestea înseamnă, în primul rând, un cuvânt care aplica, valida, rezolva sau a pune în vigoare. Asta înseamnă un testament întărit. Este ideea că testamentul este ratificat și intră în vigoare. Deși există o anumită tensiune în ecuația dintre testament și promisiune, el este oficial semnat. A fi desfințat ar însemna a invalida un testament de fapt deja făcut, al face inoperant. Și revin aceasta legal vorbind, nu se putea face. Al întări mai dinainte este cuvântul care prezintă lucrarea că acest testament nu s-a făcut acum și s-a semnat azi, ci mult mai devreme a fost semnat. Ratificat de Dumnezeu, premergător dării legii, în momentul în care a promis lui Avram. Sintagma promisiune, de altfel, implică ideea prin care făgăduințele, angajamentele făcute de Dumnezeu că vor fi făcute pentru oameni, vor fi duse la îndeplinire. Ne spune în Cartea Romanie, în capitolul 4, Apostolul Pavel, explicând exact aceeași paralelă cu Avram, în versetul 20 și 20. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu și acum auziți, de plin încredințat că el ce făgăduiește, poate să și împlinească. Ăsta e Dumnezeul nostru care lucrează. Și apostolul Pavel ne explică: asta înseamnă lucrarea de mântuire promisă lui Avram. Și mai apare cuvântul sămânță. Va Fa face Apostolul Pavel referință la faptul că aici e vorba despre Domnul Isus Hristos. Vreau să înțelegeți ceva. Promisiunea că toate neamurile vor fi binecuvântate în sămânța ta, în tine, nu îl implică pe Avram ca și dătătorul binecuvântării. Avram, dacă vreți, este doar portalul prin care va intra binecuvântarea. Binecuvântarea absolută a venit prin Domnul Isus Hristos, în care ori ce om de pretutindeni capătă mântuirea și intră în viața veșnică. De aceea, angajamentul de binecuvântare universală este între Dumnezeu și Hristos care compun planul mântuirii pentru oameni. Avram e doar agentul prin care, genealogic, va veni Domnul Hristos. De aceea, făgăduința nu îl prevede pe Avram ca și dătătorul binecuvântării, ci doar îi spune Dumnezeului Avram, Avram, prin descendența neamului tău va veni cel prin care toată lumea va fi binecuvântată. În el toți oamenii vor găsi viață veșnică și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în această sămânță ta. De aceea, dragii mei, afară de Dumnezeu, afară de Hristos, afară de Duhul Sfânt, afară de Dumnezeire, nimeni nu poate să desfacă lucrarea mântuirii. Nimeni nu poate abroga nici măcar Moise cel mare care a primit legea. Toate acestea arată net superioritatea lucrării făgăduinței date lui Abraham. De remarcat este că în lumea greacă cuvântul legământ și testament erau de fapt un joc de cuvinte. Însemnau că unul și același lucru era un act solemn aplicată pentru definitivarea dorințelor unei persoane. Așadar, pe scurt observăm irevocabilitatea legământului avramic. În primul rând, testamentul este făcut încă de la început. Versetul 15 spune astfel, fraților, vorbesc în felul oamenilor, gândiți-vă că acești galateni cauzau niște bătăi mari de cap apostolului Pavel și acum el vine să-i corecteze, îmi place această finețe și tact al apostolului Pavel. Fraților, Vine frumos, îi adresează cu o expresie de dragoste frățiască. Putea să le spună, măi nechipzuiților, că mai devreme, prin frustrarea luptei, spune, galateni nechipzuiți ce sunteți. Dar acum Apostolul Pavel revine cu acea dragoste paternă, care numai el, ca un tată spiritual, putea să o aibă. Fraților, voi sunteți frați cu noi în Hristos, ați avut parte de mântuirea dată prin Domnul Iisus Hristos. Noi suntem una pentru Cel care ne-a mântuit. Așadar, vorbesc în felul oamenilor, adică printr-o paradigmă a vieții umane. Dacă ne uităm în relațiile noastre interumane, haideți să observăm prin logică ceva ce se întâmplă. Un testament, chiar al unui om, odată întărit, totuși nimeni nu-l desfințează, nici nu-i mai adaugă ceva. Odată ce s-a înființat un testament, odată ce s-a semnat, el nu mai poate fi desfințat. În contextul de atunci a făcea foarte mult sens, precum și astăzi, sigur, pentru cei care ați fost la văcață, avocat, să vă faceți un will, știți că așa lucrează. Ne spune dicționarul backgroundului Noului Testament, în lumea grecească un testament era înregistrat la oficiul recordurilor municipale și nu mai putea fi deschis, modificat sau alterat până nu muria testa testatorul. Modificarea însemnea ruperea sigilului testamentului care nu era permis. Dacă după moartea testatorului apărea un testament modificat, moștenitorii contestau iar cei de la biroul oficial comparau documentul adus cu originalul înregistrat prima dată. Dacă era diferit, cel nou era respins. Adică odată întărit un testament validat, înregistrat, el nu poate fi schimbat. Clauzele nu pot fi schimbate. Mai mult trebuie să înțelegem, precum și în Constituțiile noastre, un amendament. Nu schimbă Constituția, ci doar poate complementa ceva, poate în perspectiva Constituției. Încorporează încă o latură care până acum n-a fost luată în considerare. De aceea, în America, există o Constituție care rămâne în picioare și pe aceea se bazează. De-a lungul anilor, au întâlnit câteva situații prin care au vrut să ratifice ne vom proteja tot prin Constituție. Dar cum Constituția nu poate fi schimbată, n-ai dreptul nici măcar o literă să schimbi din Constituție, se face un amendament la Constituție, incorporând, dacă vreți, o paradigmă pentru ceea ce până acum n-a fost toată în calcul încă de la început. Ascultați-mă bine, planul mântuirii era bine făcut de la început. El nu avea nevoie de modificări, de schimbări, nici de amendamente. Ci ce se întâmplă în momentul venirii legii este o lucrare a lui Dumnezeu tocmai pentru împlinirea lucrării testamentului făcut încă de la început. Vom vedea aceasta în următoarele două mesaje. Ce înțelegem în, în schimb în această seară este că testamentul, legământul, angajamentul făcut de Dumnezeu rămâne în picioare. Și angajamentul acesta a fost dat lui Avram printr-o făgăduire. O promisiune. Toate națiunile vor fi binecuvântate în tine. Acest legământ, acest angajament, acest testament al lui Dumnezeu a fost ratificat înainte să vină legea. De aceea, legea care a venit mai târziu nu poate schimba legământul lui Dumnezeu. Legea aceasta nu poate anula și abroga făgăduința făcută de Dumnezeu. Apostolul Pavel va spune în versetul 16, acum făgăduința, versetul 17, iată ce vreau să zic, un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desfințat, așa ca făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Dacă ar fi să calculăm atent, de la Avram, de la făgăduință până la darea legii, au trecut 645 de ani. Avram avea 75 de ani când a fost chemat de Dumnezeu, când îi face Dumnezeu promisiunea din Geneza, capitolul 12. Apoi, la vârsta de 100 de ani, îl are pe Isaac. Au trecut 25 de ani. Isaac avea 60 de ani când l-a avut pe Iacov. Și Iacov, la vârsta de 130 de ani, ajunge în Egipt. Adunându-le împreună, avem un total de... 215 ani. Iar mai apoi Moise ne explică în Cartea Exod, în capitolul 12, cu versetul 46, despre ceea ce s-a întâmplat în momentul când au ieșit ei din Egipt. 40. Șederea copilului lui Israel în Egipt a fost de 430 de ani. După care a ieșit și a primit legea. Și atunci, cum le argumentăm că de la Avram, până la lege au trecut mai mult de 430 de ani. De fapt, în momentul când Iacov, patriarhul, se mută în, în Egipt îi reafirmă Dumnezeu făgăduința făcutului Avram, că va fi binecuvântat și când va ieși din Egipt va fi un iam mare și mult binecuvântat. De fapt, Dumnezeu prevestea mai devreme chiar lui Avram, într-o totalitate a unor numere simple de atunci, va fi sămânța ta ținută o statică într-o țară străină, dar când îi voi scoate de acolo am să-i fac un iam mare. Aceste promisiuni s-au întâmplat cu exactitate de la intrarea lui Iacov, în Egipt, până la darea legii, au trecut 430 de ani. Și acum Pavel spune, nu se poate ca acea făgăduință, făcut cu mult mai mult timp înainte lui Avram, să fie desfințată prin venirea legii care a venit mult mai târziu. Legea a venit pentru un scop specific. Și dacă nu înțelegem scopul, ne încurcăm. În teologie există un termen folosit sau doi termeni folosiți pentru a explica ceea ce observăm în Sfânta Scriptură, anume Discontinuitate și continuitate. Dacă privim de-a lungul Scripturii, observăm anumite lucruri care continuă în toată perioada Scripturii și lucruri care se discontinuă în perioada Scripturii. Vă dau un exemplu. La ora actuală, mai aducem vreo gerfă la biserică? Mai aducem vreun animal, un berbec, o turturea să fie jertfit aici în adunare pentru gloria și slavă lui Dumnezeu? nici de cum. Acestea fiind împlinite în Hristos, au intrat într-o discontinuitate și între jerfele vechi testamentare și jerfa lui Hristos astăzi este o discontinuitate. Ele s-au împlinit în Hristos, așadar există o discontinuitate. Dar sunt aspecte care au rămas într-o continuitate continuă. Aici apare problema noastră de interpretare scripturală. Dacă nu înțelegem corect Conceptul de discontinuitate și continuitate, aplicându-l corect elementelor scripturale, ne vom încurca. Scopul meu nu este să devin filozofic, ci doar să vă ajut să înțelegeți, dragii mei, că nu putem lua un verset vechi testamentar, să-l aplicăm ca litere de lege pentru viața noastră, dacă nu-l luăm corect din contextul în care a fost amplasat al minterii ne încurcăm. Și de aceea Apostolul Pavel spune, legea a avut un scop bine definit. nu luați din contextul ei, aplicând o vieții de credință în nou legământ și spuneți, așa se trăiește. Numai prin asta ești plăcut lui Dumnezeu. Pentru că hotărârea lui Dumnezeu de a incorpora pe toți în familia sa precede cu mult legea dată la Sinai și s-a dat prin promisiune, prin făgăduință divină. Așadar, Testamentul este făcut încă de la început. Dumnezeu și-l a semnat. Gândiți-vă că cineva, de obicei, înainte să moară, își face testamentul. Dumnezeu, mai înainte de facerea lumii, a pregătit hotărârea legământului cel nou. Și în Hristos, Dumnezeu a făcut planul mântuirii mai înainte să fi creat pe careva dintre noi. Ăsta e harul Domnului, mărit să fie Domnul. Apoi, dragii mei, observăm că testamentul nu poate fi desfințat de lege. Nu doar că precede legea, el nu poate fi abrogat prin lege. Ne spune versetul 16. Acum, făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui. Nu zice și semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una și semințe tale, adică Hristos. Iată ce vreau să zic. Un testament pe care Dumnezeu l-a întărit mai înainte, nu poate fi desfințat, așa ca făgăduința să fie nimicită de legea venită mai târziu. Așadar, venirea legii ulterioare nu desfințează testamentul, promisiunea, tot așa, precum ar fi un condicil, cei care știți un pic de expresie legală, Condicilul înseamnă un act întocmit în formă testamentară prin care se modifică sau se completează conținutul inițial al unui testament. Cum vă ziceam mai devreme, un amendament. Amendamentul doar se alătură Constituției. Cu nimic nu schimbă Constituția. Constituția de mântuire a fost făcută de Dumnezeu în Hristos. Ea este ratificată, întărită și nu poate fi desfințată. Legea are un scop bine definit și de aceea, venirea legii nu schimbă cu absolut nimic hotărârea mântuirii date de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. De aceea, când spunem că noi suntem mântuiți doar prin jertfa lui Hristos, nu prin faptele noastre, nu prin ritualurile noastre, nu prin tradiționalismul nostru penticostal, noi prin asta nu desfințăm vechea noastră cultură și lege și tot ce înseamnă calea pocăinței, ci noi întărim ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea vă spuneam, sunt unii care mai degrabă dau Biblia la o parte ca să-și păstreze cultura lor religioasă și este un mare pericol. Niciodată cultura nu întrece Biblia, ci Biblia rămâne standard, Doamne ajută la aceasta. Și în ultimul rând, dragii mei, un testament este împlinit în Fiul lui Dumnezeu. Testamentul precede legea, testamentul nu poate fi desfințat de lege și testamentul este împlinit în Domnul Isus Hristos. Recitesc versetul 16 și adaug pe 18. Acum, Făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui. Nu zice și semințelor ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una și seminței tale, adică Hristos. Acum, există o situație care Apostolul Pavel o înțelege foarte bine. Sintagma sămânță este un cuvânt singular, dar cu un concept posibil colectiv. Vă dau un exemplu. Noi suntem familia bisericii din Kitchener. Sigur, sunt mai multe familii. Dar cuvântul familia bisericii se referă la totalitatea celor care compun această familie. Singular, o familie compusă din foarte mulți care alcătuim familia. Apostolul Pavel știe că expresia sămânța lui Avram implică descendenții naturali care vor veni din Avram. De aceea, mai târziu, tocmai Pavel rea ideea spunând în Galaten 3 cu 29 și dacă sunteți ai lui Hristos, voi cei mulți, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință. Deci, cuvântul sămânță poate fi folosit în sens colectiv, singular, dar colectiv. Ce face în schimb aici Apostolul Pavel, îi să-l aplice singular la o singură persoană. Și el spune, îi adevărat că Avram avea să aibă un iam mare. S-au născut evrei, noi suntem moștenitori, spune Apostolul Pavel. Noi care suntem evrei, de drept, zicea el. În schimb, când zice că seminței tale nu semințelor mai multor categorii, implică ideea că avea să vină una singură sămânță, adică descendentul care avea să nască din familia lui Avram. Și aici face apel la profeția lui Dumnezeu din Geneza 3 cu 15. Sămânța femeii, aceea unitară și singură, va zdrobi capul șarpelui. Sămânța aceea prevestită îl prevedea pe Mântuitorul Iisus Hristos, care avea să intre în lumea noastră, să bea plata păcatului nostru și prin jerfa din calvar să zdrobească capul șarpelui. Când zice Pavel sămânța lui Avram, el face o referință concretă la Hristos, argumentând de explicit și seminței tale, adică Hristos. Hristos este împlinirea testamentului lui Dumnezeu. Și Pavel va spune astfel, în versetul 18, căci dacă moștenirea ar veni din lege, nu mai vine prin făgăduință. Și Dumnezeu, printr-o făgăduință, a dat-o lui Avram. Și acum vreau să mă ascultați foarte atent, pentru că aici este tot miezul mesajului din această seară. Promisiunea, făgăduința, prezintă conceptul exprimat de Dumnezeu, prin care poporul acesta special avea să aibă un pământ al lui în care Dumnezeu va domni cu ei, ei vor fi poporul lui și va fi cancer și pe pământ. Și de fapt asta se întâmplă la Sinai. Când Dumnezeu dă legea pentru ei, le arată că în Canaan, unde descendenții naturali ai lui Avram, sămânța naturală a lui Avram era adunată împreună, aveau să locuiască precum în cer, așa și pe pământ. Pentru că legea emană din natura lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Prin urmare, dragostea este împlinirea legii. Dragostea te face să nu minți, să nu furi, să nu faci acte nepotrivite, dragostea. Și atunci Biblia afirmă că această dragoste emană din Dumnezeu și este exemplificată prin legile date care de păstrate. Și atunci, la Sinai, poporul adunat avea o făgăduință. Am să vă dau un pământ în care veți fi toți copiii mei. Și în pământul acela voi veți fi binecuvântați câtă vreme rămâneți în aceea legătură cu mine. Problema este că ei n-au putut ține aceea lege și n-au putut împlini legământul. Fapt care mai târziu Pavel afirmă că n-a fost dată să, împlini, să fie împlinită, că ei nu puteau. De aceea prevestea o împlinire mult mai adâncă și mult mai profundă. Știți care era de fapt? făgăduința în totalitatea datului dată lui Avram? Evrei, capitolul 11, cu versetul 10. Căci el, adică Avram, aștepta cetatea care are temelitari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Versetul 13. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Făgăduința prevedea ceva mult mai amplu decât țara Canaanului. Și merge mai departe. Cei doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dacă promisiunea lui Dumnezeu viza strict țara Canaanului, era timp să meargă înapoi evreii să facă iar temple câte vor și să-și facă acolo împărăția Domnului. Dar nu era aceea, ci Apostolul Petru va reconfirma în a doua sa epistolă, capitolul 3, versetul 13. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ce, dragii mei? Ceruri noi și un pământ nou în care, și acum observați, va locui neprihănirea. Adică făgăduința are de-a face cu trăirea în contextul divinității lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, într-o noire care ne asemuie cu natura care Dumnezeu vrea să ne odea. Asta este lucrarea mântuirii în totalitatea ei. De aceea făgăduința e dată seminței care este Hristos, care ne-a promis că ne aduce o lume nouă în care va locui neprihănirea. În care vom fi împreună cu El pentru o veșnicie, în care, fiind împreună cu El, fiind ca El, zice Sfânta Scriptură, vom trăi împlinind legea care emană din natura lui Dumnezeu. Atunci vom fi ca El. Vom fi ajuns la desăvârșire. De aceea, ne spune cartea Apocalipsa, afară sunt câinii, vrășitorii, curvarii, ucigași, închinători la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrășitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul de foc care arde cu foc și cu păceasă, adică moartea a doua, afară. Pentru că în noul Canaan nu pot intra cei ce n-au fost asemuit standardului Dumnezeu. Și aceia sunt, sunt înnoiți doar prin Duhul lui Dumnezeu. De aceea apostolul Pavel va concluziona. După ce ne explică că de fapt această îndreptățire vine exclusiv prin Isus Hristos. Întrebarea este atunci, suntem în antinomianism? Nu mai este lege, putem să facem orice vrem? Pavel spune nu e așa ceva. Pentru că noi, care suntem ai lui, am murit de drept cu Hristos, suntem înviați cu Hristos și trăim aici ca și cum am fi deja acolo. Pentru că așteptăm să ajungem acolo unde vom fi cu El și vom fi ca El. Doamne, ajută la aceasta. De aceea, prin moartea lui Hristos, Testamentul lui Dumnezeu a intrat în vigoare și, prin urmare, niciun document nu poate fi adus împotriva lui. Odată ce a murit testatarul și ți-a lăsat un testament, ăla se împlinește categoric. nu mai poți face nimic, nu mai poți schimba. Cel care l-a semnat a plecat din viață. Aici ne arată paralela Dumnezeu. El a declarat pentru noi testamentul, Hristos a murit să plătească cu sângele lui, să-l semneze și prin urmare s-a împlinit hotărârea lui Dumnezeu. Hristos ne-a dat viața, mărițe fie numele! Orice deviere de la acest standard te scoate din mântuire. Ascultați-mă foarte bine, dragii mei, pentru că avem o predispoziție extraordinară la legalism. Păi frate, cum? Dacă eu nu fac, dacă eu nu mă anivoiesc, dacă eu nu pun... Păi nu mă poate primi Dumnezeu, că eu trebuie să fiu plăcut lui, să mă fac plăcut lui... Dumnezeu te-a făcut plăcut lui când te-a salvat prin Isus Hristos, când te-a spălat cu sângele lui, când ți-a șters zapisul păcatului tău, când te-a eliberat de tot ce a fost vechi și ți-a dat viață nouă prin Duhul Sfânt. Asta e lucrarea de mântuire. Orice deviere de la acest standard te scoate din testamentul lui Dumnezeu. Poți să fii ce vrei, dar nu copilul lui Dumnezeu. Poți să fii verișor, poți să fii amic, poți să fii prieten, dar nu copil. Copiii moștenitori sunt cei ce rămân în testamentul semnat de Dumnezeu, cu sângele Fiului Său. Eu zic așa, preamărit să fie Domnul, că ne-a declarat drept prin jertfa Lui Hristos. Preamărit să fie Domnul că ne-a dus la viață nouă prin Duhul Sfânt. Preamărit să fie Domnul care zilnic ne schimbă, ne transformă, ne sfințește, și ne prelucrează. Lăudat să fie Cel care ne-a mântuit. Și să ne ajute Dumnezeu să rămânem cu ochii ațintiți spre răsplătire. Să nu uităm niciodată că fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Pentru că El ne-a iubit întâi, ne-a câștigat cu sângele Său, ne-a cumpărat cu preț de sânge ca să fim preoți și o împărăție pentru Dumnezeu, Tatăl Său. Doamne, ține în harul tău. Amin. Mulțumim pentru că ați ascultat acest cuvânt de învățătură. Dacă vreți să ascultați următorul mesaj, puteți apăsa pe imaginea din partea dreaptă. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze.